Ascultând acest binar, am conștientizat că femeia nu se poate modela. Femeia ajunge la adevărata sa natură doar prin supunere și slujire și credință în Dumnezeu. Ea trebuie să fie luată într-adevăr de Agata, că niciun bărbat nu o poate modela. Poate bărbatul să-i arate ce programe există în ea, dar nu o poate schimba până când ea nu simte în interiorul ei că vrea să se schimbe și este pregătită, nu o va face niciodată, va fi doar o iluzie. O iluzie a minții. Se vor minți amândoi. Da. Adevărata sa natură vine doar prin slujire, prin suferință și prin credință. Și vine oricum pe o cale naturală. Trebuie să simtă în interiorul ei. Nu se vine din minte, că dacă vine din minte, e o păcăleală. Nu va dura acea schimbare, va fi așa pe termen scurt și va fi schimbare din minte. Deci nu e adevărată. O spun din propria experiență, nu a reușit nimeni pe mine să mă schimbe decât când a venit momentul. Când a venit momentul și am suferit mult și m-am lăsat în voia Domnului, că n-am avut de ales. La început, atunci a început procesul de schimbare și de transformare în interior și apoi s-a transformat și exteriorul, bineînțeles. Momentul și durează, nu vine de la o zi la alta, nicio șansă, n-ai cum. Deci zilnic, faci slujire, te smerești și accepti tot ce-ți vine din față și nu critici, nu judeci. Doar ai credință că tot ce vine, vine de la Dumnezeu, pentru că El este în tot și în toate. Și când vine această schimbare pe cale naturală, această schimbare va rămâne veșnic. Nu te vei mai întoarce la cealaltă persoană care ai fost cândva. Numai, doar când vine pe cale naturală. Iar această schimbare a femeii este o schimbare autentică. O vei simți energia, e o altfel de energie care este autentică și această schimbare vine cu o stare de liniște, o liniște interioară, dar care o dăruie și celor din jurul tău. Deci nu ai cum să te prefaci că te transformi sau ești sau nu ești, doar o simți. E o simțire, e o trăire și vine din interior și e liniște și tăcere și nu mai vrei nimic.